La ea și-au fost descoperite două noi focare de peste porcină. Specialiștii din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au descoperit în ultima săptămână două noi focare de peste porcină africană. Primul focar a fost în Costulene, acolo au fost descoperiți trei porci domestici infectați cu virusul PPA. A doua zi, pe un teren de vânătoare din vecinătate, a mai fost găsit un porc mistreț confirmat cu peste porcină. După câteva zile, la răducăneni au mai fost descoperite șase animale care au fost afectate tot de pesta porcină. În ultima săptămână, în țara noastră au izbucnit 22 de focare de peste porcină africană, dintre care 5 în Moldova, respectiv 2 în Iași și 3 în județul Vaslui. Au rămas active un număr de 443 de focare de PPA, din care 7 focare din exploatații comerciale și 6 focare în exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un număr număr de peste 91.000 de, de porcine. Printre măsurile dispuse de specialiștii din Iași în combaterea răspândirei peste porcine sunt efectuarea inspecțiilor sau a patrulărilor zilnice de către gestionarii fondurilor cinegetice pentru depistarea de porci mistreți bolnavi sau morți. Medicii veterinari din județ de asemenea vor fi anunțați despre cazurile de mistreții morți, dar și de cazurile care apar în gospodării. Anul trecut, în județul Iași, pesta porcina africană Afectat un număr de 462 de animale domestice în 31 de focare apărute în gospodării, spun cei de la DSVSA iași.